și astăzi vă arăt o rețetă de o prăjitură simplă de ciocolată care vom pregăti o cu crema care mi-a rămas ieri de la plăcinta cu nuci. Și am promis că am să fac o prăjitură, iată că o pregătim acum, o prăjitură cu gust de ciocolată. Deci inițial vom pregăti blatul. Aici am 4 ouă pe care le mixăm până își dublează volumul. Adăugăm și 100 de grame de zahăr și 200 ml de lapte fierbinte. Am mixat până s-a triplat volumul. Acum adăugăm un praf de copt, mai exact 15 grame praf de copt. Mai adăugăm 350 de grame de dulceață. Eu adaug dulceață de coacăze, dar ce dulceață aveți și vă place, aia adăugați. Mai adăugăm 50 de grame de cacao și 300 de grame de făină. Și acum vom mixa compoziția. Compoziția o împărțim în două părți egale și o coagem într-o tavă de prăjituri care aveți. Eu am să coc într-o tavă de dimensiunea 20x24 de centimetri. Deci vom coace două blaturi la temperatura de 180 de grade timp de 15 minute. Și o glazură de ciocolată. Aici am 100 de grame de unt pe care eu l-am topit un pic, am avut nevoie la tavă să unt tava cu unt. Deci am 100 de grame de unt peste care adaug 100 de grame de zahăr, 100 ml de lapte și 50 de grame de cacao. Amestecăm toate ingredientele și mergem cu ele la foc, la foc foarte încet. Și vom crea o glazură de ciocolată. Cât se coc blaturile, noi ne pregătim glazura. Deci aici le-am omogenizat și acum mergem la foc. Amestecăm până observăm când începe să fiarbă. În momentul când începe să fiarbă, oprim focul și glazura este gata. Când observați că fac acești bulbuci, gata, în acest moment oprim focul. Am scos primul blat din cuptor și acum vreau ușurel să-l împart în două. Aici am crema pe care rețeta am să vă las link-ul dacă n-ați văzut filmarea care am făcut plăcintele cu cremă de lapte, cu nucă. Am să vă las exact cum am preparat crema. Deci această cremă mie mi-a rămas de la plăcintă și am zis să pregătesc și o prăjitură cu ea. Și n-am vrut să mă repet, acum iarăși să vă arăt cum am pregătit eu această cremă. Filmarea este la începutul video, deci n-ați vă plictisesc să vă țin tot video ca să vedeți exact rețeta la cremă. Deci să trecem la pasul următor. Acum vom monta prăjitura. Deci am împărțit blaturile. Avem 4 blaturi și montăm crema. Crema o împărțim în două. Este o prăjitură foarte ușor de pregătit, o prăjitură de duminică, așa am gândit-o. Fără cu prea multe bătăi de cap. Am zis că împărțim crema în două, în trei am vrut să zic, că avem 4 blaturi, deci în trei împărțim crema. Un blat îl punem cu fața în sus, că avem blatul cel mai neted, deci nu cu fața pe care am tăiat-o, cu mijlocul. Presăm ca să se preseze foarte bine crema. Voi adăuga un pic de esență de rom. Asta este la alegere, puteți să adăugați coniac, lichior, esență de rom, ce arome vă plac. Eu am ales să adaug esență de rom. Se potrivește de minune la această glazură.
Și acum vom glazura prăjitura. Acum am să împart prăjitura. Deci totul facem în același timp. N-am pus la frigider nimic. Acum o lucrăm îndată. O porționăm. Am dat forma pătrată. Se taie foarte frumos blatul acesta. Așa. Și acum vom îndepărta fiecare prăjitură în parte ca să o glazurăm rând pe rând. Deci le facem loc, glazurăm și o punem pe alt blat. Acum își vă arăt exact. Deci mi-am făcut loc. Și acum începem să glazurăm din mijloc. Adaug câte o lingură de glazură și lăsăm așa singură să-și facă loc glazura, să curgă pe prăjitură. Important, sus o nivelăm. Cum v-a zis, este o prăjitură mega simplă, fără prea multe chestii. Le-am pus pe un blat, acum le dăm la frigider cel puțin pentru o oră să se răcească foarte, foarte bine, apoi pot fi servite. Așteptăm o oră, am să vă tai una să vă arăt cum arată și în interior. Am să vă arăt prăjitura cum iese și în interior. Cum vedeți, acest blat absorbe imediat crema, este un blat foarte aerat, foarte gustos. Mie îmi place foarte mult această rețetă. Pentru amatorii de ciocolată și nucă, eu vă recomand cu drag să pregătiți această prăjitură. Este ușor de făcut și rapid. Eu vă mulțumesc că ați fost lângă mine și de această dată și vă aștept și data viitoare.